Bătaie de joc și ignoranță la adresa minorităților din Cluj-Napoca. La o lună și jumătate de la începerea școlii, elevii maghiari nu au primit manuale. Orele se țin cu copii Xerox. Lucrăm din foi pe care le tipărim din manualele digitale. Fiind vorba de copii mici, le afectează, pentru că le uită acasă fișele, le încurcă. Și tot timpul avem probleme, că nu au din ce să lucreze. Anul școlar trecut, tot anul am lucrat fără manual în clasa a 5-a, deci nu am avut manual de matematică tipărit. În clasa a 6-a lipsesc 7 manuale. Matematică, informatică, tehnologie, religie, fizică, istorie și educație socială. Eu predau fizică în clasa a 6-a și încă nu avem manual. Așa că ne descurcăm așa cum putem. Deci fără manuale, efectiv cu tot felul de alte instrumente, cu experimente și cu experiența pe care am de ani de zile. Calitatea procesului educativ oricum lasă de dorit, deci cu manuale e totuși altfel. Situația este dramatică pentru că sunt încălcate niște drepturi garantate prin Constituție. În teorie, toți copiii, indiferent de etnie, ar trebui să beneficieze de manuale la toate disciplinele școlare. Practic, privăm copiii de un drept al lor, acela de a avea manuale într-un sistem de stat gratuit. Nu e normal să nu aibă manualul lună și jumătate. Conducerea Inspectoratului Școlar Cluj neagă însă că există o problemă. E o greșeală. Informația dumneavoastră este greșită, deci nu minoritățile din Cluj n-au primit manuale. Sunt câteva manuale care nu au ajuns încă, care vor veni de la editură din Baia Mare. Câteva secunde mai târziu, șeful ISJ o dă la întors, recunoaște lipsa manualelor pentru minorități și spune că există dezinteres din partea agenților economici în tipărirea și distribuirea cărților pentru comunitățile care nu învață în limba română. La minorități lucrurile sunt un pic mai complicate și aici, indiferent că e vorba de unguri, de nemți, de romi, e vorba de un număr mic de manuale care trebuie tipărit. Prețul urcă foarte tare, pentru că fiind vorba de o cantitate mai mică. Și atunci, din cauza asta, sunt momente în care nimeni, nicio firmă, că aici e vorba și de firme private și tot, nu e dispus să tipărească la un preț, hai să-i zicem, decent. Cert este că până vor găsi autoritățile o soluție, copiii au de suferit. Clasele a 5-a și a 6-a de la școlile clujene cu predare în limba maghiară nu au manuale la matematică, informatică, tehnologie, religie, fizică, istorie și educație socială.